Italia. În comparație cu alegerile din 2009, când au existat 55 de secții de votare, și în comparație cu alegerile prezidențiale din 2014, când au existat 51 de secții de votare, dacă legea nu se modifică, practic românii nu vor avea unde să voteze la alegerile parlamentare în acest an. Motiv pentru care